serios. Hai că vine acum soțul acasă și... Și ce? Și o să fii mai bine dispusă, ce să zic. Doamne ferește, cum poți să te gândești la așa ceva? Stai un pic, ce faci, ce faci? Păi bine, tu ce faci? Bine, mă uit la tine, da, bine, bine, nu-mi place că nu mai pot, mi-au făcut... Stai un pic, stai. Tu știi, noi am intrat în post de 13 zile. Tu să nu cedezi, sub nicio formă. Că numai noi putem să avem niște căsnicii fericite și cu bucurii și cu liniște în casă, rugându-ne la Dumnezeu, mămica. Da. Numai noi, că uite ce se întâmplă. Bărbații sunt cum sunt bărbații. Ți-am zis că e post, da? Și eu nu o să păcătuiesc. Păi nu mâncăm de dulce, dar asta nu înseamnă că nu putem să fim și noi oameni noaptea în pat. Mai sunt câteva zile. Ce am zis în față? Dacă nu renunță la prostiile astea, sau măcar, bă, ok, roagă-te, pupă ce vrei tu, dar mai roagă-te și la mine. Dacă nu mă duc la alta, și zici de ce? Du-te. Iubirea este cel mai complex sentiment și cel mai important pentru a uni două destine. Dar viața îți oferă contexte în care acest sentiment poate fi pus la încercare de diferiți factori și de diferite situații, care, dacă nu sunt gestionate corect, pot conduce spre greșeli mari. În episodul de astăzi, vă invit să aflăm dacă iubirea răzbate și poate învinge orice obstacol. Ana și Bobby formează un cuplu căsătorit de 6 ani. Bobby e cadru militar și mai tot timpul este plecat în Afganistan în armată, iar Ana lucrează ca și contabilă și, ca trăsătură de familie, este o tânără evlavioasă și cu frica lui Dumnezeu. De ceva timp, Ana se află în contradicție cu cei din jurul ei, inclusiv cu colega ei de serviciu. Bună, Flori! Bună! Dar ce ai? Ce ești așa botoasă? N-am nimic, ce să am. Nici n-am venit bine și am auzit toate înjurăturile de pe lume și mai suntem și fix în postul Paștelui. Așa ceva. Aoleu, suntem în postul Paștelui. Păi și ce vrei? Nu știi că așa sunt colegii noștri? Acum vrei să le pui lacă de la gură? N-ai cum, îți dai seama. Nu am cum să mă obișnuiesc cu așa ceva, ce ai? Sunt Flori și sunt colegă cu Ana de 4 ani. Iar pe zi ce trece, am impresia că fata asta se schimbă într-o călugăriță. Flori este altă fire, dar e prietena mea. Pentru că soțul meu este prieten cu soțul ei. Hai măi, Ana, serios? Hai că vine acum soțul acasă și... Și... Și ce? Și o să fii mai bine dispusă, ce să zic. Doamne ferește, cum poți să te gândești la așa ceva? E, cum poți să mă gândești la așa ceva? Lasă-mă în pace! Eu ar trebui să fiu prost dispusă pentru că am impresia că am făcut păianjeni. Hai mă, Flori, mă, pe bune, astea-s gânduri de desfrânare și fix în postul Paștelui. Adică chiar nu te înțeleg. Ce, doar la asta se limitează lumea? Băi, Ana, mă uimești pe zi ce trece. Cum adică sunt gânduri de desfrânare? Sunt plăcerile vieții, femeie. Sunt plăcerile vieții. Gândește-te când o să vină Bobby acasă și o să... Termină. Te rog eu frumos, termină. Nu mai vorbi așa. Adică dacă suntem în post, asta nu înseamnă că ținem post doar la mâncare și la... Trebuie să ținem post la absolut tot, știi? Și nici măcar gânduri din astea să nu ne treacă prin cap. Păi, Ana, ai luat-o razna? Ai luat-o prea mult, frate, pe calea credinței, pe calea postului. Da, e normal. Tu te gândești la soțul așa. Tău că vine acasă după 6 luni de zile? Da. Păi cum da? Păi și? Soțul meu trebuie să mă iubească așa cum sunt, pentru ceea ce sunt eu, să vină acasă pentru mine, nu să vină acasă pentru ce spui tu acolo. Plăcerile trupești pot fi amânate, iar o căsnicie nu se ține cu asta. Măi, fată, vine pentru puțin timp. Da, înțelegi? Și... Păi tu trebuie să fii alături de el, să mă înțelegi. Dar sunt alături de el. Sunt eu, Ana, pentru el, pentru soțul meu. Da, trebuie să-i oferi și lui, să-ți faci datoria de femeie, de soție, nu? Hai, lasă-mă în pace, așa cum a stat atâtea luni acolo, poate să mai stea o lună, 30 de zile în acest post al Paștelui. Te rog foarte mult. Doamne ferește, nu, că încep să mă închin eu. Deci, serios, ai luat-o pe arătură grav, fetiță. Sincer îți spun. Eu dacă aș fi în locul lui, eu n-aș sta cu tine o zi, crede-mă, nu aș sta cu tine o zi, n-ai cum să te comporți așa. Doamne ferește, nu mai vorbi tu așa. Ce este așa de rău în faptul că încerc să mă... Să fiu în niște canoane? E normal să fie așa. Adică el ar trebui să înțeleagă și tu ar trebui să înțelegi. Că ce? Că trebuie să aștepte. Auzi ceva? Și Dumnezeu, dacă ar fi în locul...
în locul tău și Dumnezeu ar ceda după 6 luni. Femeie, tu te gândești la ce vorbești? Da, mă gândesc la ce vorbesc, dar noi ne iubim și știi ceva? Bobby al meu nu este ca al tău. El o să înțeleagă. El o să înțeleagă? Da. Nu, probabil o să te părăsească rapid, crede-mă. Eu nu o condamn pe Ana că e credincioasă. Până la urmă fiecare face ce vrea, dar părerea mea e că exagerează. Eu am crescut în Bucovina și toată copilăria mea am învățat că este bine să respecti ce este dat de la Dumnezeu. De ce să spui așa ceva? Pentru că așa o să se întâmple. Doamne, câtă răutate. Câtă răutate? Îți dai seama? Câtă răutate? Nu, tu nu știi să-ți trăiești viața și tu nu știi că nu e păcat ce bagi în gură, e păcat ce scoți din gură, crede-mă. Tocmai, așa nu mai vorbi despre lucruri sfinte. Așa a zis Dumnezeu. Să nu vorbesc despre lucruri sfinte? Da. Păi logic, pentru tine asta este un lucru sfânt după 6 luni de zile. Lasă-mă că mă faci cu capul, serios. Nu. Flori, serios? Dar ție numai la asta îți stă gândul? Nu. Adică acum că vine, aia e, stăm împreună, petrecem timp, vorbim, râdem, glumim. Dar da, cam acum atât. Că vine, acum e momentul. Aole, Doamne, Dumnezeule, pe ce lume trăiesc? Știi ceva? Eu aș prefera, nu știu, la un moment dat să-mi schimb locul de muncă sau ceva. Și aș prefera să mergi la mănăstire dacă tot o ai luat-o pe calea asta. Nu e nevoie. Pot să fac asta și de acasă, pot să mă rog. Pot să fiu cu Dumnezeu din orice loc, nu trebuie să mă duc la mănăstire. Trăim vremuri tulburi și pline de păcate. Așa că mai bine ținem post pentru a ne curăța sufletul. Știi ceva, Ana? Rămâi tu cu Dumnezeu, îți fac și o plecăciune dacă vrei, că eu abia aștept să vină bărbatul meu acasă. Nu este nimic rău în a respecta un post sau niște canoane, dimpotrivă, dar trebuie, dragă Ana, să găsești o cale de mijloc între credință și viața alături de soțul tău, care, departe de tine o perioadă lungă, va dori să-i fii soție în toate sensurile. Iubito, ce faci? Hai, ce bine că ai venit! M-am rugat la Dumnezeu să ajungi cu bine și uite că ai ajuns! Ce tot mi-a fost pare. De tine vină în coață, nu? Da. Ce frumos miros! Misiunea mea durează un an de zile, însă am primit permisie 2 săptămâni acum, înainte de Paști. Iar eu am ales să vin acasă să-mi văd soția pentru că mi-este foarte dor de ea. Dacă ăsta e singurul motiv pentru care el a venit de la 3800 de kilometri, sinceră să fiu, sunt dezamăgită. Da, da. Stai. Ce faci? Păi, bine, tu ce faci? Bine, vină mă uit la tine, bine, că bine, vină dar... că nu mai pot. Stai un pic. Tu știi, noi am intrat în post de 13 zile. Și, na, mi-a fost dor de tine. Nu glumezi, nu? Nu. Avem camere prin casă, ceva ascunse? Nu. E postul Paștelui. Și așa că trebuie să fim un pic mai decenți. Păi lasă-mă vacile să pască, noi avem treabă. Hai mă, bine, nu-ți bate joc, vină încoace, că nu mai pot de dorul tău. Da, și eu, dar trebuie să fim un pic mai serioși, știi? Adică, mă rog, noi o să vă spui ce ai făcut acolo, abia aștept să-mi spui ce ai făcut acolo și ți-am făcut și o fasolică, de aia cum îți place ție de post. A, deci nu primesc carne de niciun fel. Nici să mănânc, nici... Da, într-adevăr, îți plăcea cea cu carne, dar asta e fără carne, dar promit că este foarte gustoasă, foarte gustoasă. Ce bine arăți! Mai ales... Da. Nu știu cum să spun, dar trebuie să discutăm despre chestia asta. Ce chestie? Păi, dar vin de la 3800 de kilometri, vin după 6 luni de zile și mă ții pe post cu tot. Păi, așa... Bă, mie nu-mi pasă de postul tău, mai bine, pe bune. Adică vin de la, după atâta vreme și tu zici că stai, că post, că nu știu ce. Știu și te înțeleg, dar trebuie să respectăm voia Domnului. Voia Domnului? Păi tu ești măritată cu Domnul sau cu mine? Cu tine, iubitule, păi, dar asta zic. Pe Domnul respect și îl iubesc. Și pe mine? Și pe tine. Da? Da. Bine. Vrei să popăm ceva? Nu pot renunța la post pentru câteva minute de plăcere. Asta ar însemna că diavolul a pus stăpânire pe noi și nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. După 6 luni de abstinență, vă puteți da seama că nu pot ține cont de aceste mici impedimente. Cum ar fi postul? Stai, lăsă mâncare, că da. Mie nu mi-e foame, eu am mâncat pe drum. Vreau doar atât să-ți spun, mă duc să fac un duș. Eu fac un duș rece. Da. Da. Și până termin eu dușul, scap de draperia asta de pe tine și vreau să te găsesc în dormitor frumos, relaxată, și cât se poate de bine așezată. Bine, uite, hai, du-te și fă-ți un duș, dar nu rece, fă-ți-l călduț așa și
apoi, nu știu, poate să mai trec totuși gândurile astea păcătoase, da? Și stăm și noi ca oamenii și vorbim. Hai, hai, că nu e bine nici măcar să te gândești la chestia asta. Da, nu e bine să ne gândești. Nu. Departe de noi gândurile astea, departe de noi. Departe de noi, da, departe de noi. Și tu departe de mine și eu departe de tine și toată lumea departe, gata. Nu pot lua numele Domnului în deșert, așa cum face soțul meu. Și el ar trebui să se căiască, căci are acolo un job foarte periculos. Iubindu-vă soțul, nu luați numele Domnului în derâdere. După 6 luni, Bobby a venit în permisie fiindu-i dor de soția lui Ana și nu-l putem condamna că își dorește să-și iubească nevasta, care este atrăgătoare și sexy. Băi, ce faci, mă? Salut, salut, ce zici? Ai luat și cafea și gata. Ce zici? Te revii. Ce vreme am să zic? Plin de dragi și de fericire maximă. Tu ce-am zis? De ce? M-am trezit eu cu... M-am uitat în oglindă dimineața și m-am enervat. Tu ce faci, mă? Lasă-mă pe mine. Zi-mi de tine. Ce bine? Să fac? Nu se vede pe fața mea? Păi văd că ce te-ai dat la târnăcop toată seara. Da, ce-am dat, ești nebun. M-a ratat un colț ușor în casă. Te-ai apucat de renovat, ce? Păi cu flori. Păi ești nebun. A renovat casa cu flori. Da? Și eu m-am apucat de renovări. Fac renovări de unul singur. Sincer să fiu, chiar nu vine să cred că Bobby n-a făcut nimic. Am ajuns acasă de 24 de ore și vine să plec înapoi, fără să mă mai uit în spate. Adică vezi că nu ai făcut tu nimic acum nevastă? Ce să fac, bă, cu ochiul? Ce ai, nebun? Nimic, mă, acum a găsit după aia, am venit după atât, după ce am stat atâta timp plecat. Conflată nu poți să stai, te descurci și tu cum poți, că n-am. Și ok, și acum ce să fac? Mergem în altă parte. Merg cu tine dacă vrei. Vrei să mă ții de mânuța? Nu se dă, na, mergem amândoi acolo, face păi și unde nu are nimic, ce mai stricăm ca una, ce e problema asta? Știu, mă, de aici cum să înșel eu, iubesc pe Ana, n-ai. Potolește-te, mă, nu mai gânde așa, ești nebun. O iubești pe Ana? Păi dacă tu vii acasă după tati și ea nu te bagă în seamă, că ar trebui să te înțeleagă, că te duci acolo, te duci și... Da, aici cam așa e, da. Și atunci? Și cum să mă dăm asta? Păi și nu te duci dar nu știu, frate, nu pot să concep. Plătești pentru favorile, adică ca și cum te duci la magazin să iei ceva. Nu pot să concep chestia asta, sincer. Acum, până să mă însor, știi că eram și eu nebun, le făceam pe ale mele, da? De cum m-am însurat, m-ai văzut pe mine vreodată să arunc cu ochiul măcar. Mă. Adică ai venit acasă și ai altă, ai alt grad aici, nu? Ce ești? Da. Aici. Măcar de eram scafandul să mă apuc de notă, ești nebun? E notul ca notul, dar... Dar n-am făcut prea. În sfârșit, tu știi mai bine. Dacă are de gând și vrea să meargă undeva să ne simțim bine, nu pot să-l refuz. Nu pot să-mi las camaradul la greu. Cum să mă duc la altele? Păi dacă voiam să zbor din floare în floare, nu mă mai însuram. Da, băi, eu... Băi, eu să mă duc, nu mă stau. Îmi pare rău pentru tine. Dar mă așteaptă nevastă mea, frate, că i-am zis că mă duc să iau pâine. Ce surbit cafeaua aia, mă, te-ai grăbit rău. Trebuie să iei pâine. Păi mai nu să iau pâine, că am stat-o pe aia să strângă pe acolo și mă duc acum să răvăd și mie. Bă, ești nebun. Ce vrei? Bă, îmi pare rău pentru tine, sincer, chiar îmi pare rău pentru tine. Cum dar dacă e ceva și te răzgă, te gândești la ce ți-am zis, să faci tu niște treburi. Te gândești la mine când le faci măcar atât. N-am cum, ești nebun, că e nevastă, dar chiar alta mă mai gândeam. Bine, frățar, te pup, fratele tău, ai grijă de tine. Indiferent de motiv, Bobby nu vrea să-și înșele soția pentru că o iubește. Iubirea lor sinceră le-a unit destinele și a reprezentat un liant indestructibil în căsnicia lor până acum, când Ana, pătrunsă de o pioșenie exagerată, riscă să-l îndepărteze pe Bobby. Oare o discuție cu mama lui va ajuta la remedierea situației? Băiatul lui mama frumos, mă bucur tare mult că ai venit acasă, mamă. Și eu mă bucur, mamă. Da? Dar nu în totalitate. Nu? Mm-mm. De ce, mămică, ce s-a întâmplat? Mă bucur că te-am putut întreba, că ești bine, sănătoasă, mă bucur. Dar cu... De ce, ce... Apucat asta de norta, nu mă mai înțeleg deloc. De ce, mămică, ia spune, spune tot și tu știi că... Tu ai spus mama întotdeauna tot. Nu pot să spun. De ce, mămică, ce, cum nu poți să spui? E o problemă, ce e așa de complicat de nu poți să spui? O problemă de... Ce? O problemă ce? Hai spune lui mama că tu totdeauna ai spus lui mama. Măi, mamă, nu mai am 3 ani să vin să spun că am o bubă aici. E o problemă, dar... Dar ce-o fi, mă, frățioară, așa de complicat, de cum poți să spui?
Chiar m-ai făcut oare cumva. Dar pe bune, s-a fumat toată ziua. Măi, mămică, lasă-mă. Bună fata lui mama, iubita lui mama, ce faci tu, mămică? Lasă că-ți spun eu, mamă, despre ce este. Ia zi-te, iubirea mea, ia spune tu, mămică, că m-a făcut curioasă băiatul. Noi suntem în post acum, mamă, și eu nu vreau să păcătuiesc. Iar Bobby tot insistă. Foarte bine, foarte bine, mamă, foarte bine faci, că așa trebuie, mamă. Fiul meu nu prea e dus la biserică și crede că se face tot după cum vrea el, când vrea el, cum vrea el. Dar nu-i chiar așa. Mă simt umilit și nerespectat. Dacă nici mama nu mă susține, atunci de ce mă mai miră Ana? Ai grijă, bobiță, mamă. De să poate, mamă. Tu n-ai văzut că și eu fac la fel cu postul? Cât ține mama post, mă duc, mă spovedesc, mă împărtășesc. Cum, mamă, cum? Păi, la urmă, nu mai are niciun rost dacă ea se chinuiește să țină post atâta vreme. Pentru ce să mai împărtășească? Vezi? Face cel mai mare păcat, mamă. Ce păcat, mamă, să facă... Băi, nene, mă, fac să vorbesc cu... Mamă, e postul Paștelui, nu-i orice post, mamă. Băi, mamă, nu mi-era de ajuns o... Deci asta e. O apocalipsă pe cap, ai mai venit și tu să ții cu ea? Mai, mămică, nu mai vorbi așa prostii. Că vorbești mari prostii, mămică. Bagă-ți mințile în cap, nu se poate, lasă femeia în pace. Că știe ea ce face. Ce știe, bre? Ce face? Cum știe ce face, mamă? Lasă că e foarte bine cum procedează ea. Că ne ajută bunul Dumnezeu. Adevărul că ne și ajută. Ne ajută bunul Dumnezeu, numai așa ne ajută bunul Dumnezeu. Că dacă trebuie să crezi, tot timpul trebuie să crezi și să te rogi. Și să vezi cum te ajută bunul Dumnezeu. Și în rest nimic. Cum în rest nimic? Altceva nu mai faci. Păi muncești cu... A, de câte ori ai muncit atât și nu ți-a ajutat, ai văzut? Că nu, că păi nu ne-a ajutat pe nimeni să ne pune mâna pe cap. Și îi spun să meargă la preot, să se împărtășească, să se spovedească. Băi, femeia lui Dumnezeu, n-am nevoie de preot. Te rog frumos, nu mai vorbi cu păcat. Lasă-mă, Brăș. Nu mai vorbi cu păcat. Și nu mai țipa la ea așa, că ea are dreptate. Are mare dreptate. Ia-te după ea că știe ce spune. Nenorocire, mai ales. Du-te, du-te și tu la preot să te împărtășești. O să-ți ajute foarte mult. Bă, tu ai bucurii la preotul ăla, ce-i? Mamă, nu mai vorbi așa, iar vorbești cu păcat. Toate alea le vorbești cu păcat. Hai, bă, termin. Mă, dar vorbești și tu odată ca un om civilizat. Ce dar aia? Nu vorbesc cu frumos ce-ți mai. Nu, ce e aia? Te-ai îndrăgostit de pe cum? Adică ea se duce amărâta de ea, se duce acolo de se roagă de... Și tu? Dar mai bine să fie surage de mine, că de atâtea luni și eu am devenit sfânt. Mai că miros la mir. Hai, bobiță, mamă, nu te știam așa. Bobby se pare că n-a înțeles importanța acestui post și o face pe supăratul, dar o face degeaba. Am nevoie de o gură de aer. Am nevoie să vorbesc cu cineva ancorat în realitate, nu în spiritualitate și duhuri. Băi, știți ce? Eu mă duc mai bine să stau de vorbă cu tata, mă, că voi deja ați început să o luați razna. Bobiță, și nu, mamă, nu luăm razna, mamă, toată lumea nu le pleci, mă. Bobby! Lasă-l, mamă, lasă, îi trece, o să-i treacă lui. Mamă, dar tu mă înțelegi. Mamă, tot cum să nu, Doamne? Nu să pui presiune să... Nu iubita lui mama, nu frumusețea lui mama. Cum, Doamne Sfinte? Cum, mămicuță, nu iubirea mea, foarte bine procedezi, foarte bine. Păcătuiesc așa, așa, marele post. Așa să-ți poți mereu, mămică, că e foarte bine. Mă bucur că mama soacră e de partea mea. De fapt, e de partea lui Dumnezeu și a dreptății. Iubita lui mama, tu să nu cedezi. Să nu cedezi sub nicio formă. Că numai noi putem să avem niște căsnicii fericite și cu bucurii și cu liniște în casă, rugându-ne la Dumnezeu, mămică. Da. Numai noi, că uite ce se întâmplă. Bărbații sunt cum sunt bărbații. Ai înțeles? Tu să fii puternică, cum te știe mama puternică. Da, mamă, să fiu, așa, să fiu foarte bravo, puternică, eu nu cedez. Sunt tare fericită să te aud. Sunt tare fericită, fata mea, să te aud. Mi-a dat Dumnezeu onoră după chipul și asemănarea mea. Sunt tare fericită. Nu cred că mai există vreo soacră mai fericită ca mine. Doamna Nela, ne bucurăm că vă iubiți nora și sunteți mulțumită de ea. Doar că fiul dumneavoastră este plecat cu lunile de acasă și când își revede soția, trebuie înțeles că își dorește și puțină intimitate cu ea, că de aceea s-a însurat. Neața! Neața! Ce faci, neprihănito? Cum ești? Ești bine? Cam ciufulițică astăzi, așa, cred că te-a dus Bobby pe cele mai înalte culmi. Olo, băi, lasă-mă în pace. Deci nu-mi vine să cred. Olo. Ce nu-ți vine să crezi? Dar eu nu mai găsesc liniște în lumea asta deloc, chiar așa. Liniște? Da. Trăim în secolul vitezii, draga mea. Ce liniște să mai găsești? Auzi? Să știi că nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimic din ce insinuiesc tu acolo. Nu s-a întâmplat nimic? Nu. Păcat, păcat, ăsta este cu adevărat păcat, fetiță, nu ceea ce faci tu. Lasă-mă în pace cu postul, cu
lasă-mă, te rog eu frumos. Cum adică nu s-a întâmplat nimic? Că nu înțeleg. Știi ceva? Voi pur și simplu ați uitat să fiți oameni. Voi ați uitat total de Dumnezeu. Chiar așa lumea asta se învârtește numai în jurul amorului. Lasă că și Dumnezeu a uitat de noi, să fim serioși acum. Măi, Ana, deci eu nu te înțeleg. Ești tânără, ești frumoasă, ai toată viața înainte. Cum poți, măi, Ana, să-ți refuzi soțul? Cum poți, măi, Ana, să nu te bucuri de plăcerile vieții pe care până la urmă tot Dumnezeu le-a dat? Da, apropo de plăcerile vieții și de soțul meu, tu știi că am ajuns să-mi fie și frică să dorm lângă el în pat? Cum adică? Pur și simplu, e nebunit, e obsedat de chestia asta. Eu nu vă înțeleg, nu vă înțeleg ce ați pățit cu toții. Măi, fată, și bune, nu ți se pare așa? Normal? Păi da. Și nu ți se pare normal? Păi trebuie să respectăm postul. Trebuie să... Cum așa ceva? Măi, Ana, nu, serios. Deci vorbesc foarte serios, tu ești bolnavă, fetiță. Nu pot să cred că Flori se gândește doar la poftele ei și la plăcerile astea trupești, dar deloc la sufletul ei. Eu îl știu pe soțul ei și omul ăla nu are nicio vină. Merită să primească tot ceea ce îi se cuvine. Îți spun sigur că tu ești bolnavă. Eu nu sunt bolnavă. Eu cred că sunt singura sănătoasă de aici. Dintre voi toți ăștia care vă gândiți numai la un singur lucru. Și mai e cineva, știi cine? Mama și soacra mea. Sunt absolut de acord cu mine. Pe mama și soacra ta și-au trăit viața femeile astea. Femeile astea nu mai au absolut nimic de pierdut. Tu pentru ce te căiești? Ce ai făcut? Ce păcate ai? Ai ucis, ai furat. Ce ai făcut? Pentru ce te căiești în halul ăsta și pentru ce nu te bucuri de viața, Ana? Că nu înțeleg. Nu știu ce nu înțelegi. Asta este eu cu adevărat viața. Eu doar încerc să asta. Respect voia Domnului. Atât și nimic mai mult. Nu, deci nu te înțeleg. Deci eu jur că nu te înțeleg. Și acum ce vrei să faci? Să mergi din mănăstire în mănăstire? Asta crezi că este viața ta? Asta este cursul vieții? Asta este cursul vieții tale? Că nu înțeleg. Eu nu vreau să merg din... Adică eu... De ce nimeni nu mă înțelege? Serios. Omule, trebuie să respectăm ce este dat de la Dumnezeu. Este atât de simplu. Atât de simplu. Și asta este ce dat, cer? Și asta este dat de la Dumnezeu, Ana. Dumnezeu a lăsat să ne înmulțim. Cum ne-am înmulțit altfel dacă nu am face lucrul ăsta? Dar nu în post! Dar nu mă certa. Eu îți spun doar că așa e mai bine să faci. Și ăsta este dat de la Dumnezeu. Și că nu e ok să-ți refuzi soțul pentru că vei rămâne singură. Vei avea numai de pierdut. Crede-mă. O să te părăsească și o să suferi. Și o să vezi că nu ai procedat corect. Jur că nu vă înțeleg. Chiar nu înțeleg. Ce-o fi în capul vostru? Amor și iar amor. Toată ziua amor. Păi dar mai potoliți-vă, oameni dragi. Doamne, păi e dat de Dumnezeu. Tot Dumnezeu a dat și amorul ăsta. Trebuie să respectăm postul. Înțelege odată și tu și soțul meu și toți ăștia care mai gândiți așa. Nu, deci tu, nu, eu nu te văd bine. Deci eu chiar nu te văd bine. Ești colega mea de atâția ani, ne cunoaștem de atâția ani. Dar eu nu te văd bine. Din ce în ce o iei pe arătură? Din zi în zi eu nu te recunosc, îți spun sincer. De ce nu înțelege nimeni? Deci nu am cum să înțeleg așa ceva. Nu am cum să înțeleg. Mergi, draga mea, la mănăstire, mergi și călugărește-te și cu asta. Adică măcar să știm o treabă, dacă tot. Am ajuns să-L rog pe Dumnezeu să-mi dea putere să fac față la oameni ca Flori, Bobby și toți ăștia care nu văd decât desfrânare. Dacă Bobby o va lăsa pe Ana sau o va înșela, omul ăla iese de înțeles. Pentru că este îndreptățit să facă asta. Nu știu, Ana, ți-am zis. Nu e sănătos cum gândești și cred că cel mai bine ar fi să iei o decizie. În ceea ce privește viața ta și în ceea ce privește viața soțului tău, pentru că îl pedepsești aiurea și el nu este vinovat pentru nebunile tale din cap. Știi care va fi decizia mea? Să mă duc să lucrez în baie, pe scări, oriunde în altă parte decât lângă voi, oamenii ăștia care gândiți numai la prostii de dimineață până seara. Nu, așa ceva. Oh, Doamne! Ana dragă, desfrânare nu înseamnă să-ți iubești soțul care nu are altă vină decât că a primit liber în postul Paștelui. Doar că nu putem fi întru totul de acord nici cu Flori, care pare să fie exponentul unei lumi strict consumeristă. Tu eu? Vrei să zici că ai bătut atâția kilometri până aici doar pentru chestia asta? Adică nu, tu pentru ți-mi tot, era dor de pentru mine, tot, să mă vezi pe mine. Păi de tine vreau, de tine mi-e dor, cu tine, nu da. Fizic! Dar așa spiritual puteam să mă gândesc și de acolo la tine, ce crezi? Până la urmă te duci, îți satisfaci plăcerile, pentru că asta e viața. Și casa rămâne casă. Cum să faci? Uite așa bine, te duci undeva mai departe și ai grijă. Nu ruși pe guler. Da? Nu parfum.
Avem timp să ne cunoaștem. Un început bun, nu? Ai oricum și tu ești fenomenală, sincer să fiu. O să-mi rămâi destul de mult timp în minte. În minte, mai bine că poate în suflet. Vrei să te duci? Du-te învârtit, du-te, nu mă lua pe mine după tine la mănăstiri și mai știu unde prostiile astea nevoie, de restul. Dar ai nevoie, omule, ai mare nevoie. O, dar cine ești tu să decizi? Te-ai fi făcut și sfânt acum. Tu ascunzi ceva și atunci hai să lăsăm lucrurile așa. Ce să ascund? Hainele murdare după canapea, n-am ce să ascund. Știu, asta este treaba ta. Nu ascund mai de nimic, nu, problema este, ți-am spus, că e la mine în casă, bine, e dezordine, e, e, îți dai seama, ca okay. Un bărbat, burlac. Treptat, susținută și de Nela și de mama ei, Ana se izolează tot mai mult în credință, iar soțul ei, Bobby, încă are răbdare și înțelegere față de ea, dar asta până într-o zi. Ce faci, iubire? Ce, muscă sau ce? Ești bine? Băi, iubire! De ce mi-ai stins băi, candela? Băi, nu, ia, lasă candela că încep să mă apuce pe mine toți sfinții acum. Ia, gata, lasă, hai că deja încep să mă enervez. Ce puțin, ce-i cu tine? Vorbește cu mine, lasă puțin sfinții aia că s-ar putea să ți-i pun pe toți o masă. Nu înțeleg ce-ai pățit, de ce mi-ai făcut băi, asta? Băi, femeie, tu-ți bagi joc de mine? Ce uite-te, ai? Bă, la mine când vorbesc cu tine, lasă n-ai bilicoanele alea că încep să mă enervez. Ce ai, ce vrei? Ce am eu? Da. Ce ai tu? Că nu mai ești tu. De când ai mai luat-o pe calea asta, nebunii de tot nu te mai recunosc. Roagă-te și la mine. De când stau în abstinență, am devenit, Doamne iartă-mă, sfânt și eu. Doamne, nu mai prostii zici. Nu mai prostii spun. Da. Hai să le mai și face, să nu le zicem. Nu crezi că ar fi o idee? Dar ce cu tine? Zici că a intrat diavolul în tine. Termină! Cât crezi că pot să mai stau așa? Mi-am pierdut răbdarea și cred că o să încep să calc pedala. Dacă nu merge cu vorba bună, poate cu puțină teroare o să primesc și eu ceea ce îmi doresc. Soțul meu mă sperie dacă a ajuns să se comporte în halul ăsta cu mine. Ți-am zis că e post, da? Și eu nu o să văd că tu ești post. Păi nu mâncăm de dulce, dar asta nu înseamnă că nu putem să fim și noi oameni noaptea în pat. Mai sunt câteva zile. Care, Doamne, iartă-mă zile că vorbim naibii până după Paști? Păi eu stau de 7 luni pe bară. Băi, Ana, fii atentă ce spun eu. Dacă nu încep să-ți faci datoria de femeie, eu încep să-mi caut pe alta. Ce? Nu ce. Pe bune? Pe cât crezi că o să stau așa? Ce sunt, fraierul tău, cățelul tău, ce sunt eu? Dar cum poți să-mi zici așa ceva? Adică tu vrei să zici că nu mai poți să te abții cum te abții? Nu, mă, nu mai pot să mă abții, nu mai pot. Tu cum Dumnezeu reușește să te abții? Pentru că este post și în post eu nu am... Băi, Maria, Sfânta Maria și Sfântul Duh, potolește-te cu d-astea. Ar trebui și tu să ții post. Păi nu mai mănânc, nu vezi când ai numai fasole să mănânc? Păi dar nu e vorba doar de mâncare aici, da, e vorba păi și de curățirea sufletului. Păi tocmai că nu e vorba de mâncare, lasă sfinții și toate astea. Aoleu, hai să mergem și noi și frumos în dormitor, ne iubim și noi, că de-aia avem căsnicie. Nu mai vorbi de lucruri sfinte. Păi asta zic că sunt sfinte, trebuie să ne facem. Nu, nu în post, nu. Să știi că tu nu o să mă aduci pe calea pieirii. Trebuie să ai răbdare și trebuie să înțelegi. Am amenințat-o că am să merg la o altă femeie. Băi, nene, și sincer, nici măcar asta nu a reușit să o scoată din visul ăsta, cu postul ăsta ei. Se pare că diavolul i-a luat mințile soțului meu. Nu poate să vadă decât desfrânare și păcat. Deci, la modul cel mai serios, e ultima dată când îți spun. Dacă nu-ți revii din dileala asta și din sfinții tăi și din Sfântul Duh și calea nemuririi unde te vezi tu lumința de la capătul tunelului, mă duc să caut eu lumința de la alt capătul tunelului. S-ar putea să găsesc o luminiță care nu deci e în post. Tu chiar nu mă înțelegi. Tu vrei să zici că ai bătut atâția kilometri până aici, doar pentru chestia asta? Adică nu, tu ți-e înțelea dor de pentru mine, tot, să mă vezi pe mine. Păi de tine vreau, de tine mi-e dor, cu tine, nu da. Fizic! Dar așa spiritual puteam să mă gândesc și de acolo la tine, ce crezi? Nu trebuia să mai vin acasă, mă gândeam la tine și sufletește eram aici. Deci nu pot să cred că faci așa. Eu am o problemă, nu? Iartă-mă pe mine, eu obraznic. Eu sunt ăla cu șoriciul. Trebuie să înțelege post, omule, e post. Băi, femeie, în toți anii ăștia n-a mai fost post? Știi ceva? Ia. Uite, ideea că eu țin post, da, de mâncare și de toate cele și încerc să nu vorbesc cu lui, dar de când ai venit, mai post n-am ținut. Soția mea este dusă și îmi pare rău să spun asta, dar va trebui să-mi rezolv problema cu cine găsesc și cum pot eu. Sfinte Dumnezeule, a ajuns să-mi fie frică să stau cu propriul soț în casă. Nu se poate așa ceva. Știi ceva?
Uite, fă ce vrei tu, du-te, fă ce vrei, dar nu mă lăsa să greșesc în fața lui Dumnezeu. Bine, mă, soție mea frumoasă și evlavioasă. Să nu te aud că o să încep să comentez când o să mă vezi cu alta, da? Hai, te lasă acolo cu iconițele tale. Uite, vezi că asta nu stă drept așa. Dă-mi să-ți aprind foclia aia a nemurii. Fără să fie un evlavios și în același timp ajuns la disperare, Bobby se vede nevoit să o bruscheze puțin pe Ana, deși nu-i stă în fire, doar pentru a o determina pe aceasta să înțeleagă și lui nevoile. Însă Ana a alunecat treptat pe calea exagerată a bigotismului. În această situație, o discuție cu tatăl lui, oare poate fi binevenită? Hai mă băiete, nu mai fi amărât, mă. Că așa sunt femeile. Tu crezi că mie mi-a fost ușor cu maică ta? Și eu câte am pătimit și astea, dar n-am mai băgat-o în seamă. Zici ca ele și faci ca tine, mă, băiete. Păi, tata, am ajuns la disperare. Sincer, nici nu mai știu ce Dumnezeu să facă. Am ajuns să-i spun în față că o să mă duc la alta. Și știi ce mi-a spus? Nu un sealant așa, cu o privire goală, așa, și du-te. Păi, e o prostie, șef. Băi, tata, a ajuns să-i pese mai mult de iconițele alea și de... Da, mă, dar e o prostie, bă, cum să-i spui că te duci la alta? Că te duci la alta, aia o știi tu. Nu-i spui, am zis tu, că... nu, că nu voiam să mă duc la alta, eu doar am zis oamenii păi să nu o trezesc. Vrei, cu atât mai mult că tu nu vrei să duci la alta. Îi dai ei ideea că de fapt tu te-ai duce la alta și atunci începe să te bănuiască, începe să gândească că ia uite. Păi măcar de-ai fi așa și să înceapă să-și facă și ea datoria de femeie în parte. Dar tu nu și-o face, vezi de treabă. Sincer să fiu, mi-e milă de Bobby. Dar ce să facem? Asta nu e un caz singular. Cam toți bărbații trec prin asta. Într-o căsnicie, dacă ambii soți se iubesc și își sunt fideli, nu au ce să caute astfel de discuții. Adevărul este că pe undeva e singura soluție. Până la urmă te duci, satisfaci plăcerile, pentru că asta e viața, și casa rămâne casă. Cum dar... să facă, mă, tot așa ceva? Cum să faci? Uite așa, bine, te duci undeva mai departe, nu lângă casă, că niciodată nu se face așa ceva, că te vede cineva, că nu știu ce. Și ai grijă, nu ruși pe guler, da? Nu parfum. Cum ai venit, imediat te speli, să nu rămână hainele alea de parfum de la valta, de nu știu ce, că femeile simt imediat. Te duci acasă frumos, te-ai spălat imediat, să ai săpunul tău, mirosul tău. Deci sunt niște chestii care trebuie să le înveți și tu, ca bărbat. Ce am ajuns, în ce hal am ajuns să primesc sfaturi de la tata? Păi, da, nu știu. Dacă nu, eu cine să-ți dea sfaturi? Pentru că asta este viața, n-ai ce să faci, trebuie să te descurci. Până cât am trecut și eu cu maică, dar nu mai eu știu. Da, nu știu, mie greu să mă concep chestia asta. Ea, în loc să-și facă ea datoria de femeie, să mă lase, să mă duc la altă. Cum Dumnezeu să fac chestia asta? Băi, ea nu a zis că, a zis așa, ți-a zis numai de ambiție, de nu știu ce, cum să te lase. Tu crezi că o e vreo femeie de acord să te trimită la alta? Hai, păi, să până să... la urma urmei, cred că până la urmă acolo să ajung, băi, tată, că... După atâta vreme, cât o să rezist eu? Băi, omule, nu că să ajunge. Să ajunge că te-o duce tu, trebuie să știi numai tu. Tu, atât. Și eventual, acum eu că sunt implicat cu tine și nu știu ce, dar în rest nu spui nimănui așa ceva. Așa ceva nu se face. Tu trebuie să-ți păstrezi casa, înțelegi, căsnicia și îți vezi de treabă. Până la urmă te satisfaci și tu o plăcere și cu asta basta. Nu moare nimeni din asta, dar asta nu știe, că dacă știe, ai terminat-o. Băiatul meu trebuie să urmeze o regulă simplă. Și atunci în familia lui va fi armonie. Propriul meu tată mă învață să merg la alte femei ca să pot să fiu fericit. Chiar că s-a întors lumea cu susul în jos. Da, nu știu, nu, eu nu vreau, mă, tată, să merg la altă femeie, să încep să o înșel. Păi de-aia nu mai e familie dacă încep să... Nu, eu cu ea vreau, ea vreau să se trezească din evlavioșenia asta ei, din cum să... Și tu? Știu cum să o numesc. Tu crezi că se va trezi vreodată? Ea dacă a plecat pe calea asta, pe calea asta o să o țină. Cum să rămân acolo? Păi și eu ce fac? Păi, adică ce să faci? Nu o să mai fie Ana pe care o știu eu? O să eu? Faci după Paște și după Crăciun, de sărbători. Asta e viața. Asta înseamnă o chestie de genul ăsta. Tu crezi că bărbații din lumea asta toți se descurcă așa cum pot, alții mai pică de fraier care sunt fraieri, ceva genul tău, că te văd, scuză-mă că spun, dar asta e adevărul, tu n-ai învățat nimic de la viață. Și de-aia, până la urmă, e bine că ai venit să vorbești cu mine, ca să înțelegi niște lucruri. Nu e vorba cu înșel, tu o iubești, eu știu. În continuare, va fi femeia ta, o să te duci și mai cu drag la asta. Hai să vezi, e mult până simți gustul. Și după aia o să zici, tată, ai avut dreptate. Cum adică să o văd mai cu drag după ce mă duc și mă exact. Not în altă parte? Exact, o să o iubești și mai mult.
Hai să vezi, o să ai o satisfacție și o dragoste și o atracție. Tu așa ai făcut, ai iubit-o pe mama atâția ani? E, alta acum, mă chestionez tu pe mine acum, păi, ce am făcut eu. Nu știu, poate zici din experiența ta, băi, tată, eu nu știu, nu concep, nu pot, nu vreau, eu vreau pe ea să se trezească din somnul ăsta, băi, tată, nu mă înțelegi. N-ai să poți să mă trezești, pentru că nu ai cum, da? Ea crede foarte mult în păcatul ăsta, adică îi se pare că face un mare păcat și de-aia luptă. Tu crezi că și ea te iubește și asta, dar probabil dacă acum e sub acest... Măi, tata, zici că e sonată. O vezi de acolo și că face incantații și că face farbece, da, face moșmande. Da, băi, te las că știu că nici maică ta n-a fost departe. Cunosc genul ăsta, da? Duminicile... A început să se îmbrace în cearșafuri, în draperii. Ea care înainte stătea așa cu ceva mai drăguț pe ea. Acum dacă îi văd glezna, e sărbătoare. Da. Nu mai zic să-i văd și alte... Te cred, lasă-vă, du-te la alta ca să vezi de toate. Și mai ceva probabil decât așa și cape și tu experiență, pentru că o să vii cu altă experiență. O să aveți să nu te dai de gol. Nu contează ce am făcut eu. Atâta timp când n-am fost prins, înseamnă că n-am făcut nimic. Am fost negustor cinstit. Nu este prima dată când aud discuțiile acestea. Nu este prima dată când primesc aceste sfaturi. Și sincer, până la urmă, cred că am să fac și acest lucru. Zici tu că o să fie mai bine așa? Păi eu zic că o să fie mai bine așa. Dar ți-am spus, trebuie să fii foarte atent. Nu te juca. Că e adevărat, te joci un pic cu focul. Dar dacă știi cum să-l orientezi focul ăla și să-l protejezi, îți va fi de folos. Bine, că o să fac. O să încerc, nu promit că o să-mi iasă, dar măcar o să încerc. Bine, sincer, o să încerc să faci chestia asta. Că ești băiatul meu și știi că te iubesc. Și aș face totul pentru tine. Dezechilibrul dintre intimitatea celor doi tineri căsătoriți se pare că îl determină pe Bobby să-și satisfacă nevoile trupești așa cum l-a sfătuit tatăl lui, departe de casă. În acest scop se întâlnește în ziua următoare cu prietenul lui Alex într-un club. Cum a mers treaba? Ai reușit să o convins? Ce să meargă, mă, ce nu? N-ai reușit? Ce, bă, băiatule, pocăință, e direct călugărie, e, n-ai, mă, nicio treabă. A plecat la, ăștia, mă, cum îi zice, la mănăstirea, cum a zis, mă, că se numește? Mersi. Mănăstirea Sarmale, cum a zis, mă, eu cu S, ceva cu S, nu știu. Păi cum, adică a plecat și te-a lăsat, adică ai avut discuția asta cu ea și a plecat la... Da, mă, bă, făcuse bagajul să plec cu ea, ce ai luat-o razna? Ți-ai făcut tu bagaj? Îmi făcut să ia bagajul, că ți-au și o geacă. Da, mă, și cum de, dar zic, pune și o geacă, dar unde mergem? Parcă mi-te și închipui pe acolo, făcând mătării și toate. Că ți-și gura ta ce aici de bun. Păi și cum a rămas? Că zic să ducă să se facă ce vrea. Nu-mi stă în fire să-mi înșel soția, dar până la urma urmei eu am avertizat-o, iar ea mi-a dat bilet de voie. Ce-a zis în față? Dacă nu renunță la prostiile astea, sau măcar, bă, ok, roagă-te, pupă ce vrei tu, dar mai... Roagă-te și la mine. Dacă nu mă duc la alta, și zic că ce? Du-te. Băi, ești nebun, așa ți-a zis? Da, băi, ești nebun. Păi și atunci ce mai aștept să văd dacă e undă verde? Păi de asta am zis să ies și ies, mă, până la urmă. Păi că dacă ți-a dat bilet în voire, du-te, mă, frate, ce mai stai, mă, dormi în bocan și mă mâncați și gura ta. Iau. Na, uite. Ia, să nu zici că nu-ți place. Du-te la Ana, că poate și-a luat vreo dână aia de măicuță, te aștepta acasă. Nu e cine știe ce. Da, ce, mă? Nu e cine știe ce. Adică asta de aici de lângă noi nu e cine știe ce. Îți place? Păi tu nu te uiți, mă, și tu la ea. Nu am observat-o ca lumea. Eu am văzut-o mai bine când a venit, că mie îmi zboară ochii, dar tu dacă ești cu măicuțele, cu preoții, cu alea, n-ai cum. Ești nebun. Dacă el a ales treaba asta, s-o ducă până la capăt și sunt sigur că am venit în locul potrivit. Da, mă, nu știu, nu am putut să o bada. A, ți-am zis, băi, bă, o fi mai întunerică, de-aia o am văzut, crede-mă, că nu degeaba mi-am pus parbrizile astea. Ia zi. Ce să zic, mă? O duc eu să atârși. Stai, mă, și tot nebunule, ce-i pe uie așa la trap? Parcă nu-ți plăcea, mă. Stai, mă, și tot nebunule, că nu vrei știi să... Ia să te să vezi ceva tare? Nu ți se pare că domnușoara de acolo se cam plictisește? Se plictisește. Vrei să-i... Întreabă și tu ce vrea și trece la mine în cont. S-a făcut. Dar dacă e pretențioasă... Nu deranjează. Da? Nu faci probleme, ai avut să plătești. Că... Da? Se pune problema? Am eu față de probleme? Bine, băieți. Hai. Ha. Așa te pup, mersi. Dacă Ana nu mă ajută, atunci am să mă descurc singur.
Hai că... Băi, te-ai nenorocit în seara asta. Pentru orice eventualitate, dacă nu te simți în stare, poți să mă suni. Pleacă de aici, mă, că-ți dau cu astea cap. Eu ți-am zis, știi că eu sunt un camarad care te ajută în orice punct de vedere. Se pare că Bobby și-a găsit consolare și va avea o noapte cu multă acțiune. Băi, nu știu ce faci. Tu ți-ai un taxi și zbori, că eu tocmai am găsit un înger și s-ar putea să zburăm. Hai. Bine, dar preventiv, dacă ai nevoie și nu poți, mă suni. Hai, bă, du-te și lasă-mă, da? Pleacă, nu te sună nimeni. Ia uite-l, bă, băiat bun, ce ești. Succes. Alex se evaporă rapid din club, lăsându-l pe Bobby să-și atace prada așa cum știe el mai bine. Suntem convinși că poți să te descurci, mai ales că domnișoara pare să te placă. Și spune-mi câte ceva despre tine, că nu știu mai nimic. Nu știam că te interesează acest aspect. Păi, odată ce am ajuns aici, să știu mai multe despre tine, nu ți pare normal? Da, eu sunt sergent în armată. Ideea e că acum am o misiune în Afganistan și perioada asta sunt în permisie și am zis să vin acasă să mă mai recrez și eu puțin. Îmi plac bărbații în uniformă. Dacă știam asta, îmi luam uniforma de acasă. Așa, sexy. Stăteam puțin drepți. Înțeam instrucție. Bobby este o patetă bună. Cadru militar. Cred că mi-ar sta bine la brațul lui. Am făcut-o și mă simt puțin vinovat. Dar va trece. Cel puțin așa mi-a spus tata. Și cât ai de gând să stai pe aici? Eu o să stau vreo 2 săptămâni, deci ar fi destul timp. Nu avem timp să ne cunoaștem. Un început bun, nu? Băi, oricum și tu ești fenomenală, sincer să fiu. O să-mi rămâi destul de mult timp în minte. În minte? Mă gândeam că poate în suflet. Hai te afară să fii jignită, dar eu zic că ar fi cam prea repede să rămâi în suflet, nu crezi? A, bine, am spus și eu așa, că na, totuși trebuie să ne cunoaștem, avem nevoie de un pic de timp. Păi astăzi, ar trebui să mai petrecem niște momente de genul ca să putem să ne dăm seama unul de celălalt. Te-mi cunoaște mai bine. Da, nici nu. Apropo, să-mi zici cât mă costă pentru seara asta. Să te coste ce? Băi, tu ești nesimțit? Ia-mi impresia că tu ai încurcat borcanele. Cum adică vii să-mi spui mie cât te costă ce? Păi tu drept ce mă iei pe mine, că nu am înțeles. Stai mă, băi, tine, nu te enerva așa. Păi cum adică să nu mă enervezi? Tu te auzi ce-mi spui? Dacă eu am ajuns aici acum, în momentul ăsta, cu tine, asta nu înseamnă că sunt o femeie ușoară. Despre ce vorbim? Am greșit eu, ok, scuze. Gata, ok. Trebuie să fac orice îmi stă în putință ca să-l pot cuceri. Am un plan. Dar sper să nu rămân cu buza umflată. Băi, Tina, scuze, ce scuze, măi? Tu nu ești, tu am presa că tu nu-ți dai seama, nu realizezi ce faci. Tu ești cu mine în pat în momentul ăsta. S-a întâmplat, ok, am ajuns prea repede în punctul ăsta. Dar asta nu înseamnă că eu sunt o femeie ușoară. Cum îți permiți treaba asta? Bine, ok. Ok, ce? Okay, m-am gândit eu că poate, cine știe. Gândești mult și prost, te rog frumos, nici nu vreau să te mai văd. Măi, Tina, acum nu lua nume de rău. Asta am gândit eu și până la urma urmei nu vreau să rămân dator la nimeni. Asta ai gândit tu și așa te-ai gândit tu ca să nu rămâi dator la mine. Nu să mă inviți la o cafea sau să mai ieși sau să ne cunoaștem. Să mă plătești! Tu chiar n-ai pic de obraz? Chiar n-ai pic de bun simț? Fata asta nu a înțeles că eu nu vreau o relație și că a fost totul doar așa de nevoie. Nu lua nume de rău, n-am vrut să te zignez, dar... N-ai pus să te gândești la o relație serioasă când noi din prima secundă ajungem unde am ajuns. Dar măi, dar am zis, ok, s-a întâmplat acum, s-a întâmplat mai repede, na, am zis cu ocazia asta poate și cunoaște mai repede, dar asta nu înseamnă că eu sunt o femeie ușoară. Despre ce vorbim? Ok, asta a fost părerea mea, n-am vrut să te jignesc. Asta a fost părerea ta? Asta e părerea ta în continuare, atâta timp cât tu vrei să mă plătești pe mine. Ok, nu te mai plătesc dacă nu vrei. A, ești o femeie mai ușoară, dar tot și gata, nu? N-am spus eu asta. Măi, omule, vrei tu... să te plătesc, te plătesc, nu vrei să te plătesc, nu te plătesc. Mie nu-mi place să rămân dator, dar până la urma urmei, dacă nu dorește, am să mă eschivez și o să plec, nu e o problemă. Măi, tu cine te crezi? Tu auzi ce spui? Ieși afară, nu vreau să, nu vreau să te mai văd, tu ai impresia că ce sunt eu? Tu ascultă-mă că vorbesc cu tine! Tu ai impresia că ce sunt eu? Pușca ta din militarie? De unde? Să ies, sunt gata, ai luat-o, ai... Ce ieși, mă, afară, casă! Ia să nu te mai văd, nesimțitule ce ești!
Ata ți-a fost. Ia uite la el. Ia, și-am zis. Da, l-am dat afară. Dar cu siguranță se va întoarce patru la bere la mine. Băi, deci, apropo, vezi că asta nu e casă, e hotel și l-am plătit doar până mâine dimineață, da? Ieși! Cârbă ce ești! Tina, planurile tale cu Bobby, cam rapide de altfel, nu se împacă cu ceea ce reprezinți tu pentru el, care doar din galanterie nu vrea să-ți rămână dator. Ce situație penibilă! Dar haideți să părăsim acest registru și să ne întoarcem în căsnicia lui Bobby. Ia zi, vrei să-ți mai pun la tine și o geacă mai groasă? Da, 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 pune vreo două ca să-mi ajungă, dar pentru ce îți trebuie? Păi mergem la mănăstire, la sâmbătă. Știu acolo un preot la care te poți împărtăși, te poate spovedi. Mă poate ajuta și în problema mea, preotul ăsta? Ce problemă ai? Aia de nu poți să rezolvi tu că ești în post. Doamne, tu tot la aia ți-e gândul? Păi femeie, tu îți bagi joc de mine? Dar de ce spui asta? Trebuie neapărat să-mi duc soțul la mănăstire. Se pare că necuratul i-a luat mințile. Nu aș vrea să plece acolo neîmpărtășit și nespovedit. Ana are impresia că eu sunt un cățeluș și că voi face tot ce spune ea. Eu nu am nevoie de biserici, eu am nevoie de o soție care să mă respecte. Păi vă, dai de ce să mergem la mănăstire? Pui haine, scoate. Pentru că avem nevoie și mai ales tu ai nevoie. Păi tu ai nevoie, nu de mănăstire, de un psihiatru. Nu-i adevărat, dar nu mai vorbi așa, te rog eu frumos. Gândește-te, tu pleci acolo în misiune, nu ai nevoie de protecția Domnului. Păi ce pop asta, mă, pe vesta antiglon, să-l iau în brațe și nu mă mai moară nimeni, ce? Cum vorbești, nu pot să cred așa ceva, serios, vino-ți în fire. Nu pot să cred așa ceva, îmi trag două palme păi acum, merge și mama, merge și mama soară. Păi dacă merge și maică ta, acum am zis, cum, stai să-mi schimb șosetele și mergi. Hai bă, potoși, scoate hainele de acolo că nu merg nicăieri. Vrei să te duci, du-te învârtindu-te, nu mă lua pe mine după tine la mănăstiri și mai știu unde prostiile astea nevoie, de nevoie, omule, restul. Ai mare nevoie. Bă, dar cine ești tu să decizi? Te-ai fi făcut și sfânt acum. Ai ghicit în Sfântul Duh, l-ai nimerit. Gândește-te că pleci acolo, măi om, măi. Păi ce treabă are, mă, că plec acolo? Să se roage cineva pentru tine, să te protejeze. Nu, am nevoie de o soție care să ocupe de trupul ăsta, nu de Sfântul Duh. Aoleo, tot cu păcat vorbești, tot cu păcat. E cu păcat necesitatea omului, nu? Dumnezeu ne-a lăsat să ce? Pe pământ, nu să ne înmulțim. Hai, serios, te îmbraci? Păi, serios vorbesc. Tot îmbrăcat, ce vrei să iau mai mult pe mine? Hai cu noi. Nu merg mai femeia lui Dumnezeu nicăieri, lasă-mă în pace. Ești sigur? Foarte sigur. Du-te tu dacă vrei. Nu te înțeleg. Dar ai grijă când te întorci, că s-ar putea să nu mai găsești acasă. De ce? De ce oare? Tu nu pleci marți? Păi și asta zic, ai grijă când te întorci. Păi eu mă întorc duminică seara, oricum. Ah, ok. Ai grijă cu popul ăla să nu rezolve el chestia cu postul. Nu știu ce faci tu, dar... Eu să știi că mă duc. Mă duc cu mama, mă duc cu mama ta. Du-te, du-te, o să ne rugăm pentru tine și pentru sufletul tău. Du-te. Da. Du-te. Bine. Așa. Să știi că ți-am lăsat hăinuțe pe masa de călcat acolo. Ești o minune. Ți-am lăsat și mâncare în frigider. Da, nici nu cred. Eu ce pot să fac? O să mă rog pentru tine. Așa să fac. Să-ți fie bine. Vezi că nu stai mult în genunchi. O să avem liniște. O să avem, avem. Îmi imaginam că nu o să vrea să meargă acolo. Dar i-am luat niște haine. Să îi le citească preotul. Așa poate să mai luminează și el la minte. Dacă tot merge ea să se roage, cred că am să merg și eu să mă rog, să iau pe calea credinței spre Tina. Alo, Tina? Bobby sunt. Ana rămâne constantă în atitudinea ei față de Bobby, motiv pentru care acesta apelează din nou la Tina pentru a-și satisface nevoile bărbătești. Hei, bună! Bună! Ia loc, te rog. Uite, mi-am permis să-ți comand cafeluța de dinainte. Uite, acestea sunt pentru tine. Astea sunt, nu știu, am încercat să aleg, ți-am găsit mai frumos. Sper să-ți placă. Mă bucur. Ce frumos miros, mulțumesc frumos. Da? Mă bucur că-ți plac, mă bucur. Acum sper să fie ales și cafeaua potrivită pentru tine. Nu știu, o să vedem dacă m-ai nimerit sau nu. Măi, acum am făcut eforturi ca să mă revanșez. Sper să, știi, să am măcar jumătate din... Dacă nu te-aș fi iertat, probabil nu aș fi fost momentul ăsta aici. Da, și asta e adevărat. Îți mulțumesc. Oricum, uite, vreau să-mi cer scuze pentru faptul că am fost un obraznic și am dedus faptul că ai fi o femeie ușoară.
observ. Ceea ce nu este cazul și odată când ce ai venit să îți cer scuze și ai venit și cu aceste frumoase minunății. Mă bucur că îți plac. Aș putea să zic că putem încerca din nou să avem o nouă discuție, nu știu. Îmi place cum gândești. Și discuția aceasta ar putea să includă ceea ce ne place la amândoi? Ce ar fi să ne mai grăbim, pentru că n-am de gând să mai fac aceeași greșeală ca data trecută. Te refer la faptul că ai încă cu hainele în mine, nu? Păi hainele nu ar trebui să mai facem, sincer, că nu la aia. Este un întreg, așa. Cred că ar trebui să le lăsăm așa să vină de la sine. Am înțeles, de să ne lăsăm duși de val. Ceea ce nu e rău. Nu, nu? Nu, chiar nu e rău. Ideea e că oricum, mă gândeam acum după ce ne bem cafeaua să facem câțiva pași așa spre tine, știi? Ca să fii în siguranță, să fii mai safe, să nu spre mai... Spre mine? Păi da, am zis să fii tu, să te simți în siguranță, știi? Adică... Aha. Dar ce te face să crezi că la tine nu aș fi în siguranță? După ce ajung acasă la el, nu mai plec o săptămână. Voi face tot ce-mi stă putință să fie al meu. Am prins eu ce urmărește Tina, dar nu e nicio problemă. O să cânt în strună până când o să plec și apoi o să mă mai găsească ea la an. Păi nu știu. Știi, de regulă, să nu te simți ca o victimă în mâinile prădătorului, în, știi, în burlogul ursului. Zic și eu. Te-ai gândit tu. E bine să știi că mai în siguranță m-aș simți la tine. Da, dar știi, la mine e deranj, eu sunt nensurat, nefemeie în casă, n-are ce să facă curat, automat, știi ce zic? N-are... Bine, atunci ce îi zice să lăsăm pe altă dată? Ce... Cred că e mai ok, așa nici nu ne mai grăbim. Ce radical ai devenit. Se pare ciudat? Nu, se pare ciudat, dar e foarte radicală, ceea ce nu-mi place. De trebuie ce? Să fim mai maleabil unul cu celălalt. Na, dacă tot am zis ca să lăsăm lucrurile mai încet, să decurgă mai ușor așa, să nu ne mai grăbim. Eu aș fi mers la tine, dar se pare că tu ascunzi ceva și atunci hai să lăsăm lucrurile așa. Ce să ascund? Hainele murdare după canapea, n-am ce să ascund. Și asta este treaba ta. Nu ascund mai de nimic, nu. Problema este, ți-am spus, că e la mine ca să... Bine, e dezordine, e... îți dai seama, okay. Ca la un bărbat, burlac. E ok, dar nu-i problemă. Păi, și adică ți-ar conveni să mergi așa într-o casă dezorganizată și... Ce îi zice dacă aș organiza-o eu? Dacă tot spui că nu există o femeie acolo... Îți place să faci și treabă casnică? Adică să faci și prin casă ordine de asta? Dacă m-ai cunoscut într-un anumit loc, asta nu înseamnă că nu știu să fac și alte lucruri. Bine, n-am făcut referire la chestia asta, dar sincer mă uimești. Ce-ai fi să mă lași să-ți arăt că pot fi și altfel? Până la urmă, lucrurile au mers exact cum mi-am dorit eu. Merg la ei la casă, îi fac un pic de ordine și lucrurile or să vină de la sine. E că poate să rău, nu ține nicio scuză. Vrea neapărat să mergem la mine. Să este, la mine să fie. Ok, hai să facem. Uite, m-ai lăsat și fără cuvinte, nu mai știu să vorbesc. Mă uimești. Adică o femeie atât de frumoasă ca tine să fie și de casă, oare ce aș fi făcut atât de bun în viața asta încât să merite așa ceva, știi? Da. Vezi, dacă dai voie, atunci îți poți arăta și o altă parte a mea. Da, sincer, mi-a plăcut să-ți văd toate părțile. Păi și atunci ce facem? Păi eu zic că ar trebui să mergem. Adică nu prea mai e timp de pierdut, nu? Florile acestea trebuie spuse în apă. Super, pe ce rost are să vorbim? Hai să mergem. Switch. Bobby, dornic de plăceri, trupește a cedat tentațiilor Tinei și a invitat-o pe aceasta la el acasă pentru o escapadă prelungită. Între timp, Ana, epuizată după un pelerinaj de 2 zile în care s-a rugat, se întoarce la soțul ei. Iubitule, iubițelul meu, iubirea mea... Doamne, ștergem imaginile astea! Ce-i cu voi? Cine e asta, măi, nenorocitule? Cine este? Doamne, ferească Dumnezeu! Cine e? Iubitule, cine este? Nu mai țipa, bă, că mă doare capul. Abia m-am trezit de două, tot ești tu. Ce țipă? Ce țipă așa? Ce-ai? Ce-ai pățit? Cine e? Ea este Tanța. Și ea e Gherghina. Poftim? Aha.
Ce ai de țipi așa? Cine este, măi? Cine va vinde așa buzna în casă? Prezintă-te, dragă, țip fără să te prezinti, ți-e rușine. A, care? Cum să fii soția lui? Mai aveam soție? Păi tu mi-ai zis că... Dai, mă, tu ești însurat? Din păcate se pare că da. Ce atitudine asta? Deci nu înțeleg. Cum cât cam pe tine? Tu-ți bagi joc, adică de eu mine? Și tu ce faci? Deci tu ești însurat, eu am avut încredere în tine. Bă, ia, lăsați-mă ușor, că deja m-am... Deci tu te-ai dus să te rogi pentru binele meu, nu? Pentru binele al nostru, al tuturor. Păi Dumnezeu a făcut o minune. Așa? Da! Păi ce, nu, da? Pentru asta te-ai rugat să fiu fericit și liniștit și... Băi, oamenilor, ea e soția ta, tu mi-ai spus mie, nu mi-ai spus că ești însurat. Te-ai bătut joc de mine, eu mi-am dorit ceva cu tine. Cum îți dorești? Păi și mi-am dorit ceva cu tine. Ea are căile ei cu domnul. Ea face câr, măr, pâr, se pune în genunchi și tot ce știu. Măi, dar tu nu ești... Fii atent că ai și duhul ăla rău la ivel. Ia zi. O, le oferească Dumnezeu pe... Am venit la iubitul meu soț acasă, așa, da? Am fost la mănăstire să mă rog pentru noi, pentru tine. Și tu cum mă primești? Cu binele lângă mine. Iubitul meu soț, de cât timp... este Sfântul Duh. De cât timp ești căsătorit, măi? Ești însurat, ai femeie. Măi, drăguță, măi Tina, nu? Măi Tina, hai să facem în felul următor. Eu cu ea nu ne mai înțelegem de foarte mult timp. Cum, Dumnezeu, nu ne înțelegem? Că ne înțelegem de minune, ne-am înțeles de 6 ani de zile ne înțelegem. Doar că acum era o perioadă mai tensionată cu postul și cu... Și ție-ți stă capul doar la... Băi, femeie, băi, trezește-te la realitate. Te-am avertizat că dacă mai ții mult în nebunia asta... O să-mi caut altă femeie? Și tu ce ai zis? Am crezut că glumești, nu mă iau serios așa ceva. Să mă văd pe voi cum vă certați, mie nu vine să cred în ce punct am ajuns. În niciun punct. Cum adică niciun punct? Ai spus că ești căsătorit? Nu, nu știa că e căsătorit. M-a adresat acum cu tine în casă, nu mi-a spus nimic. Nici nu mai simțeam. Nu te simțeai ce? Căsătorit? Da. Păi un om căsătorit nu se comporta, nu primea așa. Doar pentru că eu te-am refuzat și tu n-ai avut răbdare să aștepți, ai făcut chestia asta? Da. Sunt necesități importante într-o relație, atâta și timp cât le negrezi. Și te-ai gândit că tu faci cu mine să mă nu, minți, că nu, 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 Tina, tu trebuie să înțelegi că ești important. Hei, măi, Tina, eu ce sunt? Și eu ce sunt? Ei, la această schimbare de situație nu ne-am așteptat. Tina a devenit importantă pentru Bobby, dar totuși cum rămâne cu Ana? Spiritele s-au încins între cei trei, așa că se cere o întâlnire lămuritoare în care să aflăm în primul rând încotro se îndreaptă căsnicia Anei cu Bobby. De ce suntem aici? Hai în partea cealaltă. Ușor, nu te-am îmbalat de pe acum că păi, avem ce timp de spus. Hai să discutăm cu toții. De ce stăm aici amândoi? Nu înțeleg. Ușor, stai, ce vorbești așa tare? Vrei spectatori? Nu vreau spectatori, dar vreau să discutăm cu toată lumea puțin, ca să arăjăm lucrurile. Cât să înțelegi un singur lucru. Dacă tu vrei ca noi doi să avem o relație, tu trebuie să mă asculți pe mine. Noi o să mergem acolo. O să afli și tu toate adevărurile pe care ți le trebuie să le afli. Și presupune că n-ai nimic de Nu pot să vorbesc. Vreau să vorbești acolo unde vorbește toată lumea. O să acolo, dar acum ascultă-mă. Dacă mergem acolo, vreau să fii fată cu minte. Nu te-a pus să dai din guriță prea mult, da? Vorbește așa cu limită. Adică cum? Fii ești fată deșteaptă, știi tu cum. Da? Nu trebuie să de dai ce? Mai mult n-am din guriță decât e cazul. Pentru că nu trebuie să ne facem de râs. Băi, eu sunt cadru militar. Poți să vorbești într-o peste mine, țață. Păi, dar doar tu vorbești, asta e problema. Păi, dar asta e și ideea. Vreau să vorbesc acum. Cadru militar ce ia? Vreau să vorbesc eu acum, să mă înțelegi și după aia timp să vorbești și acolo. Sunt cadru militar. N-am nevoie să ieși șifonat din toată situația asta. Și am nevoie să ai grijă ce scoți pe gură. Ia zi, măi, mamică, ce s-a mai întâmplat acum? Ce mai e? Ce să se întâmple, mamă? S-a întâmplat că m-a înșelat. Aia s-a întâmplat. Aia te-a înșelat. Da, deci până la urmă la asta s-a ajuns, ca să vezi. Doamne, și chiar aici. Și chiar aici. Proprie acasă. Vai de capul meu. Asta e tâmpirea, întreb... mă, e prost rău. Dar și te întreb, de unde i-or fi venit ideile nu astea? Nu știu, domnule Ernest, că nu era așa. Cine l-a fi sfătuit pe fiul dumneavoastră? Doamne ferește, auzi ce a putut să facă să vină acasă? Sunt sigură că mama lui l-a învățat de bine și că i-a dat o educație bună. Mică, unde i-a venit? Tu știi că eu am fost de acolo, de unde e plecat el, eu știu. Doamne, s-a zăpăcit Ana, de tot. Voi ați mai avut probleme de genul acesta? Adică, bun, înțeleg că prin natura meseriei sale, soțul tău lipsește. Da, nu am avut niciodată. Și perioade destul de lungi de timp. Nu. Pentru sau că... tu ai devenit o fire bisericoasă de curând? S-a întâmplat un eveniment? Sau ai fost dintotdeauna o fire credincioasă? Eu am fost întotdeauna așa. Pur și simplu s-a întâmplat el acum să nimerească în postul Paștelui. Și atunci cum? Să păcătuiesc? Nu o să păcătuiesc. Și cum a venit în casă aici? Și da.
Cum adică să tac? Tu mie nu mi-ai spus că ești cenzurat, da, nu se poate. Cu femeia asta mai am decât niște acte. Nu mai între noi nu se mai întâmplă nimic, nu mai avem nicio legătură, nu mai avem nicio chimie între noi. Faptul că am niște acte de căsătorie cu ea, asta nu înseamnă că mai sunt căsătorii. Doar căsătorii constituie mai multe lucruri, dar în fine, nu asta o să ne împiedice pe noi să avem o relație. Ora dumneavoastră i-a prins în casă aici. Și cum a reacționat? Păi stai seama, mamă, cum a reacționat, că nu-mi venea să cred. Doamne Dumnezeule, nu-mi venea să cred, așa ceva, dragă. Fiul dumneavoastră, cât am vorbit cu el atât. Fiul dumneavoastră a amenințat-o. Seana. Cum să zic, mă, cum a... A, deci te-a avertizat. Da, mamă, dar am crezut că e o tema. Glumă. Știi, da, că vorbeam așa, era nervos, ei spuneam că nu, că nu o să fac asta, eu nu o să cadă în păcat. Știu că te iubeam foarte mult. Da? Da, și știu. Și la un dat zice, e, bă, eu mă duc... Păi și cum vine asta? Adică Bobby o iubește foarte mult, dar nu poate să-i respecte credința. Nici eu nu înțeleg, domnule Ernest. Da, dar aștept să vină. Sper că vine, nu? Vine da, și el. O să vină și asta. Știi cum o să vină? Aștept să vină, domnule. Cu ea o să vină, mamă. Pentru că vreau niște explicații. Dar tu, măi, trebuie să înțeleg. Lasă să vină mama să-l întreb și eu. Bun, să știu și eu despre ce e vorba, că nu știu nimic. Dar chiar așa, el a venit, mă, după 6 luni de zile, a venit și el la tine. Păi la, și sunt eu vinovată că a venit fix în postul Paștelui. Păi dar ce are, mă, postul? Păi Dumnezeu are, știe ce spune. Mai. Dumnezeu zice să o dai, nu să... te duci cu ea în da, rai. Da, dar nu poți. O bătrânge-te așa, nu, acum, pe bune, pe românești. Cum, adică, cum poți păi să așa gândești spune, așa mă, păi, dar așa este, nu, da, nu e păcat dacă e soțul tău. E soțul tău. Nu-i păcat treaba asta. Ba da, e păcat că am întrebat și un preot. Doamne, măi băiete, înțelege. Și ce ți-a zis preotul ăla? Preotul a zis că nu există dezlegare la așa ceva. Doamne ferește. Dar cum poți să dai o asemenea educație să scoți din gura așa ceva? Uite, să nu ne certăm. Măi, femeia lui Dumnezeu, e bărbatul ei, bă, ăsta a venit și el săracul disperat. Și știa foarte bine, știa foarte bine. Dar înțeleg asta. Și știa. Nu a fost o minciună, a fost o realitate. Eu nu mai am nimic cu femeia asta. Nu, ești cenzurat, aveți niște acte. Măi, uite, măi, zăpăci, ok, au fost niște acte. Și acum trebuie să merg acolo și să fiu călcată în picioare? Nu o să fii călcată în picioare pentru că sunt eu. Atâta timp cât eu sunt acolo, nimeni nu te calcă în picioare. Eu îți promit acest lucru. Bine. Facem așa. Ca tine. Perfect. Dar fii atent ce spun. Și să-ți intri bine în capul al tău mare. Că dacă nu va fi așa, nu știu pe unde o să-ți costu cămașa. Ai înțeles? Pentru că poți să-ți fac atât de mult rău, încât nici nu poate să-ți treacă prin căpșorul al tău. Ai înțeles? Ok, am terminat cu amenințările. Bun. Hai, să mergem. Domnule, sunt niște nevoi care nu sunt mortale. Da, nu mor din asta. A, știți voi, femeile. Nu sunt mortale. Așa da, ceva nu sunt. Așa ceva. Da, corect. Păi cu atât voi, mai sigur, mult. Da. Înseamnă că i-a plăcut și lui să se ducă și la altă femeie. Păi ce să mai spui? Ce să mai înțeleg? Da. Asta înțeleg eu. Că așa sunt și tu e la fel. Nu mi-a până la urmă. Te rog foarte mult să te atingi gura că mi-a plăcut, până la urmă. Hai, uite, bine că a venit. Bine că a venit. Bine că ai venit. Cine era? Fata asta cine e? Ce cauți? Vecină, era pe scară și azi că se plictise. Adică cum vecină, de acum vecină. Uite, mamă, Neila nu vorbește. Neila mișto, nu? Ia e, mă. Nu mai țipați, vă rog frumos, da? Neila mișto. Nu mai țipa, mamă, nu mai. Vrei să țipă, mai să facem concurență. Te rog foarte mult. Nu mă rogi nimic, lasă-mă pace. Te rog foarte mult. Și nu mai țipa la mama ta. Ai rușine, așa te-am învățat. Haideți să încercăm să purtăm o discuție. Păi tocmai, dacă țipăm, nu să purtăm discuția. E mama ta și are dreptul să țipe la tine, da? N-are nimeni dreptul să țipe la mine. Ba da, ai făcut o treabă bună. Vorbește calm că dacă nu țip și eu. Ai făcut o treabă bună. Vorbește calm că altfel țip și eu. Dar de ce trebuie să țipăm până la urmă? De ce? Păi vreau pe mama. De când ai venit de acolo, te-ai tâmpit de tot. De când ai venit de acolo, te-ai tâmpit de tot. Înțeleg că te-ai liniștit. Nu mai ești băiatul care ai fost. Înțeleg că ai rezolvat problema, nu mai ești stresat, nu mai ești un pachet de nervi, nu mai ești presiune. Acum de ce? Și acum trebuie să stau să accept să țipe cineva la mine, nu? Mama ta. Nu trebuie să țipe nimeni. Dar tu spui cu ei începe să țipe. Nu facem e morală. Ai făcut o mare greșeală. Bobby. Hai să nu facem acum. Nu, odată în viață am vrut să simt și eu cum e să fii bărbat. Da. Și mamă, toată lumea cu pușca pe nu. Da, bărbat ești. N-am primit ce am vrut, m-am dus și am căutat. Stai o secundă, dacă știam stai că ești pic. Așa de fraier, dar dacă se ducea ea. Cum să zic. Deci, domne, vă rog frumos, am venit aici, n-am venit aici ca să stau să vă aud cum tipați unul altul și cum încercați. Dar ce cauți, măi, femeia aici? Ce cauți, măi, să tași în gură. Treaba, da? Pentru că trebuia să o rezolv pe stradă, unde te-a cunoscut. Sau în baruri unde te-a cunoscut. Ai înțeles? Pentru că dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine. Iar fiul dumneavoastră... Le-ai stricat căsnicia. I-ai stricat căsnicia. Mie nu mi-a spus că este însurat. Fiul dumneavoastră s-a prezentat în fața mea ca fiind un bărbat singur. Da, uite, așa ai făcut. Da, dacă așa mă simțeam... Atât te-a dus mintea, mă, nu puteai să spui clar ce vrei. Da?
Aolololololo, ce pramatie ai venit de acolo, mămică. A, ce pramatie. Ai plecat om zdravăn și te-ai întors om... Da, mamă, da, 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 tu ești o stați o secundă, stați o secundă, să ne liniștim nițel. Am înțeles de la Ana, da, că nu de ieri de astăzi ea este o fire evlavioasă, da? Așa a fost dintotdeauna și tu știai lucrurile acestea. Da, de data asta a exagerat, nu știu, eu așa am simțit. De data asta a exagerat. A coincis și cu timpul cât ai stat acolo. Mie nu vine să cred că voi nu comunicați, da? Poți fi pe partea cealaltă. Păi ce să comunici, doamne, că dovezi din 5 în 5 minute în genunchi? Ascultă și tu. Eu nu cred că tu în momentul în care ai discutat cu soția ta vezi că eu voi veni 2 săptămâni în țară. Ea nu ți-a spus că e perioada postului. Da, nu știai ce te așteaptă. Nu am discutat despre post. Și zice, nici nu m-ar fi interesat dacă era post sau nu. După 6 luni în care nu te vezi cu omul sau cu femeia ta, cum Dumnezeu să te mai gândești că poate să fie atât de vehement? Nu! Nu! Păi și tu ai fost la fel de vehement. Păi da, ce mentalitate ai, mai departe decât să este aducia, o normalitate adică... să-ți dorești să faci ceva cu persoana de lângă tine, că de-aia sunteți într-o căsnicie. Dar, ceva mă face să cred, da? Că o cunoșteai pe soția ta, știai că... Asta, nu știu, fața asta, urâtă, e pentru prima dată când o văd. A exagerat de data asta. Până la urmă, dumneavoastră, pentru ce țineți acest post? Așa ceva. Știi pentru ce țin eu acest post? În primul rând, pentru tine. Află tu asta, da? Nu-ți faci ce trebuie pentru mine, draga mea, că da? Avem destule echipamente care să ne apere. Stai tu liniștit. Da? Și când ți-ar fi trecut un glonte așa pe lângă ureche, a venit, cum ar fi fost? A venit Sfântul Vasile da, și mi-a luat că rugăciunile astea ajută foarte mult. Bobiță, da, mamă, te-ai schimbat enorm. Puteai să faci o cruce mare, să zici, iartă-mă, Doamne, de păcate, dar a fost păsăturate și ți-era bine și ție și lui. Ce vorbă e asta, dragă? E o vorbă. Ce vorbă e asta, dragă? Așa te duci tu cu băiatul. E o vorbă din bătrân, pentru că suntem oameni și toți avem nevoie de așa ceva. Căsnicia pe așa ceva în primul rând se bazează. Doamne, mă închei, măicuța Domnului. Corect. Nu poți avea o căsnicie fericită fără să ai o viață intimă alături de partenerul tău. Dar, stai puțin. Vorbim despre soția ta, o persoană pe care o cunoșteai. Știai că ține aceste posturi. Adică pentru tine postul ce înseamnă? Să nu băgăm în gură carne, ouă, lapte și cam aia e, restul nu mai contează, înjurăm, facem, dregem, ăla e post? Nu, dar ceea ce ține de nevoile fizice, ca să zic așa, da, de îndatoririle astea fizice într-un cuplu... Nu sunt îndatoriri, nu e o obligație, da? Adică, până la urmă, de aia se cheamă plăcere. De plăcere, până la urmă, că e o plăcere, domnule. Deja o dăm în necesitate, că nu mai e o plăcere, e când o faci odată la 2-3 zile. De ce pentru tine a fost o necesitate? Pentru că frumoasa ta soție a fost evlavioasă. S-a făcut călugăriță, da. Bobi, voi când v-ați căsătorit din interes? Sau... Ne-am căsătorit din iubire. Dragoste, din iubire. Ce s-a întâmplat cu iubirea aia? El se gândește la divorț. Asta este problema, că n-are nicio treabă partea intimă, da, necesitățile intime, cu iubirea. Și atunci ce căuta la mine? Stai puțin să ne înțelegem. Păi are, mămică. Stai puțin să ne înțelegem, adică tu o iubești, da? Dar nu ai putut să înțelegi faptul că ea ține acest post și să o respecti. Și nici ea pe mine, că mi-am dorit. A fost o ambiție, domnule. Nici ea n-a vrut să înțeleagă. Că până la urmă orice bărbat mă și înșeală nevasta. Cum adică de ce să înțelegi? Cum adică orice om înșeală nevasta? Păi mai înșeală, mă, bărbatul, pentru că cum mai nu să înțelegi omul niciodată. Dumne, dar tu gândești că scot o vorbă din gură, tu gândești ceea ce vorbești. Pentru că dacă toți ar fi frumos cum e filmul, cred că lumea asta ar înneburi bărbații pe lumea asta. Pe cuvântul meu. Educația ai dat-o tu. I-am dat-o eu. Așa educația ai dat-o. Cu alte cuvinte, fiul dumneavoastră a procedat corect până la urmă, nu? Că așa crede. Doar e bărbat și da, doar el așa crede. Domnule Ernest. Nu putea, adică nu putem să facem o deosebire între noi ca specie și animalele. Adică nu, eu vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, da. Așa, ați băga mâna în foc când ați înșelat niciodată nevasta? Acum, în momentul ăsta. Dar ce treabă aveți? Nu bag mâna în foc pentru nimic. Și nu acesta este subiectul discuției. Păi, da, exact. Până la urmă eu știu așa. Păi atunci ce să mai văd? Eu știu că dacă doi oameni se iubesc și se respectă, da? Nu ajungi la situații de genul acesta. Adică una este ca soția ta să zică, măi, nu, eu țin acest post și indiferent ce îmi spui tu mie, nu o să opresc acest post. Și alta este ca tu să-i spui cu o maximă nesimțire, din punctul meu de vedere, dacă tu nu mi-o oferi, eu mă duc în altă parte. Și să te duci, dacă tu nu mi-o oferi, mă duc în altă parte. Și mi-a dat acordul. Hai să mergem pe ideea că, bun, n-ai mai rezistat, da? Presiunea prea mare, ok, n-ai mai rezistat. De ce te-ai văzut și a doua, și a treia, și a cincea oră? Pentru că nu și-a revenit... Să-și facă plinul.
Și aveam nevoie să-mi consum energiile. Că... Așa-i? Păi și de aici încolo ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Dar pentru mine este șocant. Adică cum poți să rezisti 6 luni de zile, da? Păi tocmai am rezistat 6 luni și acum am simțit nevoia să reușesc. E ca o prăjitură care ai început să o mănânci și ai luat o linguriță și parcă ai vrea să mai iei una. Păi și stai, bă, tata, așa că până la urma urmei tu m-ai trimis la cofetărie. Numai că mi-a să aleg până mai departe. Am intuit bine. Am intuit bine. Deci tu ești ăla care are vină. Femeia deci tu ești educat. Ascultă-mă. Vorbim de un bărbat în toată firea, dar nimic de carieră. Nimic. Eu am spus la general absolut. Că bărbații mai înșală de vestele. Tu ești Artorul. Ai înțeles tot, asta. Bravo ție. Fiul dumneavoastră este un bărbat în toată firea, cadru militar. Își poate singur de grijă prin teatre de război. N-aveți cum să puneți vina în cărca soțului dumneavoastră. Păi dacă el a discutat și i-a spus, normal că i-a zis, era asta mi-a zis și tata. Eu am zis la general. Femeie, n-am zis să ducă să facă. Și cu colegii lui de breaslă și tot. I-au dat același tata n-a făcut decât să-mi dea doar o încurajare vis-a-vis de un, exact. O decizie vedeți? Pe care voiam să o iau. Ia vino mă, vino să te încurajezi, da, da. Vino încoa cu mine, vino încoa că mai e neomorât, mai terminat. Ți-a dat o educație, mămică, și ți-a dat o decizie de... Ți-ai distrus viața. Ce-ai făcut mă, panaramă, că n-am nu știu cum să zic. Ce dai bă, cu ce e în capul ăla tău? Ce-ai făcut mă? Mai băgat și pe mine în cofă, că am zis eu că eu ce te-am învățat? Ce te-am învățat? Dar n-ai zis tu, mă, tată, să mă duc să fac, să trec, nu așa m-ai învățat? Mă, băiete, mă, eu ți-am spus să te duci, Doamne iartă-mă, undeva departe, nu de casă, nu la casă. Păi dacă nu... n-am avut unde, păi unde mai să duc pe câmp? Mă duci acasă, mă. Păi n-am avut unde să o duc, normal că m-am dus acasă. Doamne fel, dar nu exista hotelul, nu exista altceva, cum să o duci, mă, în patru undeva? Nu crezi că mai gândeam în momentul ăla, bă, am vrut, nu mai răbdat, n-am mai avut răbdare și ai. Mă blegești, mă. Dacă știam că ești în halul ăsta de Black, nu-ți mai spuneam așa ceva. Cum să faci așa ceva? Mai bine ți-o făceai din aibii singur dacă nu ești în stare să câștigi și tu o femeie cu care să-ți faci treaba și sora să ducă, frate. Să se ducă unde o vedea cu ochii, ai adus-o acasă. Cum să faci așa ceva? Să strigi căsnicia. Nu mai zic că m-ai băgat și pe mine cum ai băgat, dar eu mă descurca eu cu maică ta, că nu e prima dată când am probleme cu ea. Dar tu strigi căsnicia, mă, băiete. Tu îți dai seama ce ai făcut acum? Păi și ce trebuie să facă? Ce trebuie să faci acum? Trebuie să vorbești cu Oana, să-i ceri iertare, să faci nu știu ce îi face, mătănii, te rogi de ea și o rogi, măi, iartă-mă că am fost un nebun, m-am zăpăcit, n-am știu ce să fac. Gândește-te bine ce faci. Ascult, uite, o să mă duc acum, mă duc la Ana, o chem încoa și rezolvă problema, tată, că altfel să știi că e groasă. E chiar nasol de tot. Da? Hai! Ai grijă ce faci și, bă, fă-te bărbat, crește și tu odată. Dar tu ți-ai pus speranțe în această relație? Sau pentru că te văd destul de... Bă, nu e nimic, adică nu mi-a dat nimic de înțeles. De puțin vorbim despre o persoană pe care o cunoști de câteva zile. Da, 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 atât de cât îți place și nu-ți dă nicio chestie care să dea de bănuici așa. Ai neglijat foarte mult. Relația dintre noi doi, da? Căsnicia noastră n-a mai fost întreținută de absolut niciun fel de emoție. Erai foarte achiată pe Dumnezeul tău și pe duhurile tale acolo. Eu te anunț că n-am de gând să mai duc o relație de genul. Cât a fost situația ok, n-am bătut-o la cap cu nimic. Dar atâta timp cât am fost plecat atâtea luni de zile, ar fi putut măcar să încerce, nu zicea nimeni că să și reușim, bă, dar măcar să văd că și ea face un efort. Și cum vezi situația asta? Adică cum să faci? Dacă tu ai de gând să-ți revii din toată harababura asta și să avem o căsnicie frumoasă cum am avut înainte de toată mascarada asta, te rog, anunță-mă și, nu știu, vedem cum găsim o rezolvare. Dacă nu, sincer, eu nu am de gând să merg așa. În continuare, sincer, pentru că tot aici vom ajunge. Dar tu ți-ai pus speranțe în această relație? Sau pentru normal, că te văd destul de... Bă, nu e nimic, adică nu mi-a dat nimic de înțeles. De puțin vorbim despre o persoană pe care o cunoști de câteva zile. Da, 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 tati, cât îți place și nu îți dă nicio chestie care să dea de bănuici așa. De ce? Păi, și te-ai îndrăgostit tu lui Lea? Nu e vorba că m-am îndrăgostit, dar îmi plăcea de el și dacă îți place de cineva, te gândești la mai mult, nu e normal? Păi și după câteva zile, deja suferi. Nu sunt îndrăgostită, nu vreau să mă mărit, nu, dar... Dacă îmi place și m-am văzut cu el, când cunoști pe cineva, da. Te-a încântat cumva statutul Ana, te rog, lui? M-a încântat tot, el ca persoană, statutul lui, absolut tot, tot te fac cum întreg. Am avut o discuție cu el, du-te, o fugă și vorbește și tu cu el. Hai, du-te și o să vezi că
Până la urmă trebuie să ajungeți la o înțelegere. Eu nu concep. Măi, frate, ce înțelegere? Că până la urmă fiul dumneavoastră se pare că i-a spus tinei că va divorța, nu? Asta s-a Iurel, bă. Tu ai crezut ce zice el? Haideți, vă rog frumos, eu nu sunt aici ca să mă ia nimeni peste picior. Mi-am făcut datoria, am venit, am vorbit, am discutat, sunteți în familie, eu în locul tău n-aș fi venit deloc. Mai am ce căuta aici. În locul tău n-aș fi venit, n-aveți ce să cauteți. Măi, ok, te rog, scuze. Spune ce ai de spus. Este foarte ciudată situația asta și mi-ai greșit foarte mult. De ce mi-ai făcut asta? Bun, hai să-ți explic așa ca să înțelegi. Să zice că, uite, am greșit. Cu toate că nu simt în suflet, recunosc, nu simt că aș fi greșit atât de tare. Dar... ceea ce vreau să înțelegi este faptul că ai neglijat foarte mult relația dintre noi doi, da? Căsnicia noastră n-a mai fost întreținută de absolut niciun fel de emoție, erai foarte achiată pe Dumnezeul tău și pe duhurile tale acolo. Eu te anunț că n-am de gând să mai duc o relație de genul. Nu pot să mai duc o căsnicie de genul. Nu vreau o relație cu iconițe, nu vreau o relație cu duhuri, nu, ok, nu zice nimeni să nu-ți faci o cruce, nu zice nimeni să nu crezi în ceva. Dar, știi, soț își dorește să fie și el pus pe primul loc, își dorește să aibă și o prioritate în viața ta. Dreptate. Poate ai puțină dreptate. Poate că m-am dedicat mult prea mult. Știi care este problema? Că eu nu prea te mai găsesc pe tine. Nu mai văd pe femeia de care m-am îndrăgostit și îmi lipsește. Da? Îmi lipsește acea femeie. Crezi că o mai putem găsi? Pe acea femeie în tine? Adică să o mai văd pe Ana, pe care o cunosc și de care m-am îndrăgostit? O să-mi fie greu să trec peste asta, îți dai seama. Știu că o să-ți fie greu, dar trebuie să fii conștientă că nu doar eu sunt vinovat în toată situația asta, pentru că eu te-am și prevenit că o să se ajungă aici. Nu ți-e ție rușine? Om în toată firea. Dar ce am zis? Să-i dai tu un asemenea exemplu copilului tău, un singur copil. Puțin, soțul dumneavoastră, să ne înțelegem, mi-a spus cât mai departe de casă acum că fiul dumneavoastră o fi înțeles e suficient că în propria casă și că e bine. I-a aprobat ce a spus el. Nu, dar minte să-i mai spună că să ducă și dincolo de casă. Măi, eu am spus la nu general. Se poate, eu nu admit așa ce ceva. Putem înțelege? E astăzi înainte. A înțeles el greșit. Puțin, am și o întrebare. Fiul dumneavoastră, bun, militar, Afganistan. Chiar stă doar în teatru de război sau el ce face acolo, practic? Ce să facă? Păzește ambasada. E santinelă la ambasadă. Și la ambasadă nu lucrează și femei românce? Păi, automat. Sunt și sunt. Care-i diferența acum? Dar, dacă găseau una acolo, era mai bine decât că a venit aici? Nu, păi, Doamne ferește, faptul era aceeași. Încerc să mă gândesc la altceva. Ernest, adică, dacă... Când îți iubești soția... Dacă o fi făcut așa și acolo... Când îți iubești soția și ieși departe de casă... Nu te gândești la prostii, înseamnă că n-ai iubit-o. El și-o iubește. Dacă el s-a gândit cum a venit, gata, ce înseamnă animalicește așa? Ce înseamnă lucrurile astea? Că păi asta așa ceva nu se admite așa ceva. Nu se admite așa ceva, e imposibil, nu se poate așa dar ceva. Dar nu o respectă. Până la urmă, diferența dintre noi și animale este rațiunea, nu? Păi tocmai. Că nu că vreau să iau să gândim. Domnul se poate așa ceva? El tocmai de-aia, dacă era găsea ceva acolo și n-ar fi venit aici în limbă după nevastă sa. El a venit pentru ea, că o iubește, da. Dar din păcate... În ziua de astăzi ei nu vorbesc că există har Domnului tehnologie, da? Fiul dumneavoastră nu știa că nimerește exact în postul Paștelui? Nu știa la ce să se aștepte? Eu știu la ce s-o fi gândit el, că el cred că de-abia aștepta să vină acasă. Vă dați seama, 6 luni de zile plecat acolo. I s-o fi făcut și lui dor de noi, exact. De toți, de toată lumea. Nu mai s-a gândit el, stai că vine postul Paștelui. Nu neapărat de mama, de tata. Și n-avea dreptul acum pe bune. Acum mă gândesc, asta-l cred. Până la urmă discuția asta nu duce nicăieri, contează. Ei ca și cuplu, ei ca și familie, ca și soț-soție, ce au discutat, ce au stabilit. Pentru că dacă el știa de la bun început că soția lui este o fire evlavioasă și că ține postul cu strictețe, nu e ok cum a procedat, nu? Dar dacă ea s-a schimbat brusc și doar în postul ăsta face ea așa că, na, nu știu, vrea ei, ea să eu țină așa postul. Știu de la ea asta nu știu nici eu știu de la ea că toate posturile le-a ținut. Că până la urmă e o chestiune simplă de comunicare. Vezi că vin. A, e postul Paștelui. Dar cum eu știu ce i s-a năzărit lui, ce a vrut el neapărat, neapărat. Chiar trebuia să se ajungă la asta? Și cum? Tu cum vezi situația asta? Adică...
înmulțim. Da? Asta este Ana mea. Cum ești acum cu Ana? Adică a meritat? Eu cu Ana o rezolv, pentru că sunt cu soțul ei, ea este soția mea, ne iubim și o să găsim o rezolvare. Da, Monica, ai noroc că ai găsit o fată excepțională. Da, mamă, și tu ai fost o femeie excepțională. Adică ai găsit o fată excepțională, te iubește enorm fata asta. Dacă mă iubește, normal, și chiar o să... O secundă, vă rog frumos, stați numai un pic. Da, o să mă ierte și o să și schimbăm ceva. Dacă mă iubește. Da. Păi și de ce? De ce pui lucrurile așa? Da? Adică că din iubire poți să faci o grămadă de lucruri. Mm-hmm. Și tu de ce nu ai făcut din iubire o grămadă de lucruri? De ce ai fost egoist? N-am fost egoist. Ci pur și simplu am afișat-o pe ea în oglindă. Am vrut să iau o bucată din egoismul ei, adică și să post, și să o afișez. A ține post, da, este da, o dovadă pentru că de știi egoism. Care este situația? Pe mine nici nu mă interesează de postul ei și ea știe foarte bine lucrurile astea. Cât a fost situația ok, n-am bătut-o la cap cu nimic. Dar atâta timp cât am fost plecat atâtea luni de zile, ar fi putut măcar să încerce, nu zicea nimeni că să și reușim, bă, dar măcar să văd că și ea face un efort. Dar vehemența și egoismul ei și toată, nu știu, ochelarii ăștia de cai, Bobby, pe care tu înțelegi că ea ține acest post pentru tine? Dar nu mă interesează, eu pot să port de grijă și singur. Și tu acuzi de egoism? Da, este un nou egoism. Din punctul meu de vedere, este un egoism. Ok, în cazul acesta... Mare noroc dacă te iartă soția ta. Asta este între mine și ea. Nu vă privește pe voi ce se întâmplă. Iubirea i-a unit pe Ana și pe Bobby și îi va uni în continuare, în pofida faptului că Bobby a greșit înșelând-o pe soția lui. De ce? Pentru că derapajul lui Bobby a fost determinat de un context nefavorabil, și anume permisia acestuia, care a coincis cu postul Paștelui, soția lui fiind o fire evlavioasă. Distanța impusă de misiunile lui Bobby au creat în el o dorință acerbă de a-și iubi soția, lucru deloc nefiresc. Însă ce nu a înțeles Bobby a fost starea de spirit a Anei, care prin conectarea la divinitate îi oferea acesteia siguranța că soțul ei va fi ocrotit de situații limită. În acest context fragil, influența socrului Anei nu a fost benefică. Mi-aș putea permite în final să spun că nici influența mamei lui Bobby asupra Anei nu a fost prea inspirată. Hai mă, nu mai fi emoționat așa că râd fetele astea de tine, ce-i? Așa, așa, așa. Ce crezi tu că ți-am găsit în spital? Ce să găsești, mamă? Mizerie, șpagă, corupție? Ce ai putea găsi într-un spital? Ți-am găsit nevastă. De bună voie și năsirii de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara apostolă Andra? Nu pot. Adică da. Cum nu poți cu mine? Stai că nu înțeleg. Așa cum ai auzit, eu cu tine nu pot. Hai, de zi-mi, fii sincer cu mine, a meritat așteptarea sau nu? Eu am diabet. Păi și acum spui tu mie asta? V-am chemat să vorbesc cu dumneavoastră să mă ajutați în acest sens, să mamă, praf te fac dacă e rău la asta lui nevastă ta. O dansatoare. E pămpălău. Păi și de-aia m-ați găsit pe mine și m-ați păcălit la țințura ca să nu vă mai bârfească vecinele. Ea este prietena mea, da? Da, dar mi se pare că e o voce nu, de femeie. Nu, nu, ți se pare. Tot ce este de făcut este să-i fii puțin profesoară. Adriane! Ce e aici, Adriane? Toți bărbații să-ți facă așa ceva. Tu ai nevastă, ești căsătorit. Ziceai că ai diabet. Și că nu poți să faci nimica. Ăsta e diabetul tău? Mai poate avea căsnicia asta în viitor? Da, 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 da. Eu vreau să divorțez de tine. Tu? Pe ce motiv? Îmi spui și mie? E cumva virgin sau ceva?